Încă un examen a fost anulat la Spitalul Județean Târgu Jiu în numai o săptămână. De vină a fost și de această dată comisia de concurs care ar fi întocmit subiecte care nu se regăseau în tematica de examen. Pentru că este deja o a doua greșeală de acest gen, conducerea unității spitalice și va schimba comisia care s-a ocupat de realizarea probei scrise pentru candidați. Contestația a fost făcută de un candidat care a sesizat că întrebările de la examene nu sunt conforme cu tematica de concurs pentru cele două posturi de asistenți medicali la secția ATI-1. Comisia de concurs a făcut, se pare, o eroare repetată a doua oară prin faptul că a prins în concurs întrebări care nu se regăsesc în tematica afișată. Din acest motiv, din dispoziția mea, a fost anulat și acest al doilea concurs, urmând a se relua la o dată ulterioară. Aceeași comisie a fost de vină și pentru anularea concursului pentru postul de îngrijitor, tot la secția ATI-1, motiv pentru care se vor lua măsuri. După cele întâmplate, conducerea spitalului va analiza toate aceste aspecte și va dispune în sensul lor unei măsuri conform legislației în vigoare pentru aspectele care s-au întâmplat și măsuri pe care o să fie luate pentru a nu se mai repeta aceste aspecte sau aceste neconcordanțe între tematică și bibliografia de concurs. Cele două examene au fost anulate pe parcursul unei săptămâni, neregulile fiind sesizate chiar de către candidații care au participat la examene pentru obținerea posturilor scoase la concurs.